Dar eu, în virtutea funcției de președinte al Camerei, în acest moment nu am acces la toate ordonanțele votate azi noapte de către guvernul Orban. Îi felicit, între ghilimele, pentru acest record absolut de 25 de ordonanțe și 21 de hotărâri de guvern date într-o noapte. Categoric vom scrie mai mulți președinți de partide avocatului poporului să se sesizeze cu privire la ordonanța de modificare a sistemului din nou electoral. O să sesizăm iarăși Comisia de Monitorizare de la APCE, dar și Comisia de la Veneția și, nu în ultimul rând, o să solicităm desecretizarea stenogramelor din ședința de guvern de azi noapte. Să vadă și să citească toți românii ce s-a putut întâmpla într-o ședință de guvern în toiul nopții. Mai multe o să revenim după moțiunea de cenzură, care va trece. Vă mulțumesc, am intrat alături de grupul. După moțiunea de cenzură, am să vă stau la dispoziție.